Mă numesc Rareș Triste, am 14 ani și am venit aici să mă antrenez pentru evaluarea națională. Cum ai aflat de acest centru și a cui a fost ideea? A fost ideea mamei tale? Da, a mamei am fost și eu de acord pentru a-mi dezvolta concentrarea, atenția. Am făcut peste 5 antrenamente și toate au fost cu progres. S-a văzut progresul și au fost foarte atractive. Rareș va începe să controleze mașina, modulându-și undele cerebrale, adică ghilimele de rigoare. Puterea minții va controla mașina de pe ecran, în modul ăsta optimizându-și funcționalitățile neuronale. În aceste ședințe de antrenament, la început, în primele 3 ședințe, am controlat o mașină cu puterea minții. Și după, a trebuit să mă întrec pe mine. M-am bătut cu mine însemn, adică de la antrenamentele trecute. În cazul lui Rareș, am lucrat pe zona de performance enhancement, augmentarea performanței. Și l-am antrenat pentru controlul emoțiilor, să-și controleze emoțiile în contexte foarte stresante, cum este capacitatea, evaluarea națională. Și un alt concept este contextual awareness, unde se află el și de ce, astfel încât creierul lui să poată dezvolta strategii optime de a putea gestiona toate contextele, fie că sunt personale, cum e cazul unui copil, adolescent și ulterior profesionale. Noi îl antrenăm acum pe el pentru tot restul vieții, adică rețele neuronale pe care el acum le optimizează vor funcționa așa optimizat și din ce în ce mai optimizat tot pentru tot restul vieții. Am luat 8.43 deocamdată. Nu mă simțeam foarte sigur la matematică. Am fost mai atent, m-am concentrat mai mult și am putut să mă axez mai mult pe evaluarea națională.